Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vasile Dâncu a plecat trântind ușa guvernului și adresând în premieră pentru această coaliție o critică la adresa președintelui Iohannis. Sigur, acum politicienii își bat capul să vadă cum se va face schimbarea de la apărare, iar domnul Dâncu are timp de revista presei și va sta mai mult în bibliotecă, ferit de idioți, după cum singur a spus. Dar asta ne interesează mai puțin, prieteni, mai puțin astăzi. Plecarea domnului Dâncu a lăsat pe masa noastră o problemă reală pe care toată Europa o știe, o pronunță pe jumătate și caută o soluție. Este vorba despre sfârșitul războiului din Ucraina. Se poate încheia acesta cu o pace și dacă da, în ce termeni? Pentru că nu este acceptabil pentru nimeni să faci pace cât Rusia ocupă ilegal o parte din teritoriul Ucrainei. Dar întrebarea care se pune este cât rezistă de fapt Europa cu o criză economică și energetică, dar și fără pace. Cu siguranță mulți își doresc pacea pentru că speră că viața va reveni la normal. Să stabilim un lucru de la bun început. Vasile Dâncu a spus o prostie, a depășit mult limitele mandatului său și a încălcat linia clară pe care oficialii acestei țări și-au asumat-o. Și o parte importantă din populație, cea mai importantă parte. Cum sună declarația de la care a plecat totul? Vă citez așa. Războiul va mai continua. Singura șansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia. Sigur, e vorba de o negociere complexă. Țările lumii, NATO, Statele Unite să negocieze pentru Ucraina garanții de securitate, dar și o pace cu Rusia. Singură, Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia, deoarece clasa politică din această țară, în momentul acesta, nu poate să-și permită să-și asume pierderea de teritorii. O pierdere injustă până la urmă de teritorii ar fi o înfrângere prea mare pentru politică. Mai pe șleau, zice domnul Dâncu, să negocieze țările lumii cu Rusia încheierea prin pierderea de teritorii, căci politicienii ucraineni nu pot face asta. Declarația a fost publicată și de presa de la Moscova și trebuie să fiți de acord că pentru ruși e o victorie să auzi ministrul dintr-o țară NATO spunând că să facem pace cum vrea Moscova, dar să fie pace. Domnul Dâncu zice că astfel de voci se mai aud și prin capitalele europene, că asta zice și domnul Macron. Zice, dar nu chiar așa, acesta e un adept al dialogului cu Moscova și crede că Ucraina singură își alege momentul și termenii păcii. Iar americanii spun că lasă uși deschise, dar că Moscova nu are de gând să negocieze. Ce face Moscova, în schimb? Povestește tuturor că Ucraina și nu Rusia va folosi o bombă care conține și uraniu și presează pe toate canalele posibile ca Europa să se rupă în două asupra acestui subiect. Iar noi să suferim tot mai tare și mai tare ca să spunem la un moment dat, dar faceți odată pace, dați-ne viețile înapoi. De aici plecăm astăzi, prieteni. Încercăm să analizăm dilema asta pe care domnul Dâncu ne-a lăsat-o pe masă când a plecat la bibliotecă. Căci, dincolo de persoana sa, povestea asta o să rămână în Europa. 0372069599. Puteți să ne sunați de aici și de aiurea. 0372069599. Cum priviți declarația asta a domnului Dâncu? Și cum se poate ajunge la pace în Ucraina? Este de dorit pacea în acest moment, în condițiile astea? Și da, e important să știu cât credeți voi că va rezista Europa unită în fața acestui atac rusesc, care, atenție, nu e de natură militară. E un atac ăsta asimetric, în care multe voci spun, da, domnule, da, faceți odată, terminați odată. 0372069599, România în direct este și pe Facebook, primim și mesaje. La Europa FM deschide dezbaterea. Oliver, salut! Salut! Salut toți ascultatori! Mi se pare un lucru foarte ciudat cum poate țările Uniunii Europene să vină să decidă pacea în numele Ucrainei, să vină să accepte ca Ucraina să cedeze niște terenuri pentru Rusia, în fața Rusiei, adică. Asta exact ca și când după aia, dacă ocupă toată Ucraina, după aia ar veni la noi că vrea și jumătate din Moldova.
și noi să stăm mâlcom și să tăcem din gură că doar Uniunea Europeană acceptă chestia de genul ăsta. De ce crezi că a zis domnul Dâncu? De ce? Uite, nefirescul ăsta a sărit în ochii tuturor. De ce crezi că domnul Dâncu a trimis mesajul ăsta? Ce o fi vrut să însemne? Ce o fi vrut să facă? El poate a încercat mai mult să forțeze mâna cuiva să se ajungă acolo. Sau să fie că el a luat inițiativă și a venit cu o idee super bună din punctul lui de vedere. Abanam, dar, repet, mi se pare inadmisibil. Să nu uităm, Uniunea Europeană n-a făcut încă nimic pentru Ucraina. Cât de mult s-a luat să se ia pe gânduri dacă să o accepte sau să nu accepte. Inclusiv cu problemele care au început să aibă, da? Și acum să vină dintr-o dată și hai că eu vin cu răspunsul, hai dați jumătate din terenul și faceți pace. Că va fi iar viața cum a fost. Niciodată nu o să fie cum a fost. Asta e o bună observație. Aia, din păcate, putem să ne pupăm de aia ce a fost. Să ne bucurăm la ce este, că poate fi și mai rău. Să înțeleagă toată lumea, asta mi se pare important, Oliver, că chiar de s-ar semna o pace acum, problemele generate de război nu se termină azi, mâine, adică nu se dau înapoi. De ce s-a ajuns ca toată lumea să depindă de o singură țară pentru gaz? De ce s-a ajuns ca fie toată Europa să tremure că nu avem curent? De ce? Pentru că pur și simplu Uniunea Europeană a început în fiecare țară să elimine fazele strategice, fabrici, uzine, una alta, ca să depindem tot timpul de alții. Nu elimină... Ai spus chiar înainte de știri, ai spus un lucru, că noi momentan avem gaz. Bravo! Așa e. Dar îți garantez că asta o să avem cam undeva până prin noiembrie, pe la începutul decembrie, când deștepții noștri de sus o să înceapă să vândă în extern gazul, ca după aceea prin ianuarie să ne plângem că nu avem gaz. Da, și trebuie aici să te înșel. Foarte scump. Aici te înșel, da. De ce? Am să-ți explic acum. Pentru că depozitele europene în acest moment sunt umplute aproape de capacitate cu gaz lichefiat. Sunt date de ieri. Da? Deci au început să se umple. Am găsit resurse de gaz. Europa a început să găsească resurse de gaz și umple cu gaz lichefiat. Știi ce se întâmplă? Este o criză în momentul ăsta a transportului de gaz lichefiat, cum a fost aia cu petrolul. Ții minte când în pandemie nu mai aveau unde să pună petrolul și erau foarte scumpe vasele? Așa se întâmplă acum cu gazul lichefiat. Ce să vezi? Desprinderea încetul cu încetul reușește. Da? Așa că noi stăm bine cu gazul. Da. Ar fi super, dar dacă e așa cum spui tu, explică-mi și mie, de unde crește la asta de prețuri? De la curent, care crește în continuare. Da. Noi, are Europa, are fiecare țară. Bun, și atunci, de unde crește la asta de pe zi pe alta la ele? La un moment dat, vom găsi și mecanismele prin care să reglăm asta. De fapt, asta este marea poveste în acest moment. Îți mulțumesc, Oliver. Asta e marea poveste în acest moment. Cum înlocuim ceea ce ne dădea Rusia? Creșterile de preț sunt din această piață care, din punctul meu de vedere, ori trebuie reglată, ori dereglementată. O parte din curent se făcea cu gaz. Acel curent făcut cu gaz este cel mai scump, mecanismul de piață îi duce și pe aia care vând ieftin la granița de sus, la limita de sus a prețului, adică vând, deși fac hidro, vând la fel de scump ca la gaz, ca să facă și ei un profit. Aici trebuie să intervină statele europene. 0372069599. Cineva îmi spune că răstălmăcesc declarația lui Dâncu, că el e diplomat și că vrea pace pe calea diplomatică. Titi, salut, ce crezi? Servus, dragilor, salut, Cătăline. Eu cred că este un punct de vedere, cum spunea un clasic al literaturii noastre. Este un semnal, pentru că ceea ce spune domnul Dâncu, mai spun și alți politicieni din Europa. E un curent, inclusiv în sânul PSD-ului, poate. Pe de altă parte, să negociez cu un criminal, atunci să vă aminte de episodul Onești, când niște amatori stăteau sub balcon și negociau cu un criminal. Cum s-a terminat până la urmă? Da, nu fă comparație, că acolo în cazurile de răpiri de persoane se practică negocierea. Acum, ce să facem? Se practică, e adevărat, dar nu în detrimentul nostru. Este un examen de maturitate pentru Uniunea Europeană, pentru mulți alți politicieni, ceea ce se întâmplă acum.
Și ca să răspund la ascultător de dinainte și la cei care se sigur să intre în direct, criza asta mai este datorită conducerii defectuoase de la București. 80% din producția de curești de gaze este gestionată de statul român. Da, la noi criza bate la ușă de mult timp și tot se fac angajări la stat. Bugetul se duce pe cheltuieli bugetare, nu pe investiții. Americanii au dat un exemplu, Cătălin, în perioada interbelică, da? Când Roosevelt a deschis mari șantiere cu baraje, cu autostrăzi. Aia ar trebui să facă și ai noștri. Dar să nu coste 40 de milioane de euro, cum a costat între... Asta, deoparte, că o să vorbim un pic de asta. Dăm soluția așa pentru Ucraina de la ce a lăsat domnul Dâncu pe masă. Da, da. Nu trebuie să cedăm. Dacă cedăm, așa s-a întâmplat în 2014, nu trebuia cedat atunci. Și este vina multor politici din Europa, inclusiv de la Bruxelles. Nu trebuia lăsat, pentru că ăla a fost un semn că dumnealui Putin ăsta poate să facă ce vrea, că are în spate o istorie de imperialistă și redesenează harta. Eu nu cred că trebuie niciodată. Vremea mai ține și cu noi, văd eu, că încă e cald. Da, să știi poate că... De asta sunt depozitele pline, să știi, da, e o chestiune, vremea ține cu noi deocamdată, vom vedea ce să fie la iarnă. Da. Asta nu, cred că... Nu cred că trebuie ceodată, nu trebuie. Bun. Sunt destui strategi în România și la Bruxelles care... Și cum o să-i pui punct? Cum o să-i pui punct? Doar în momentul în care rușii vor fi dați peste cap, adică vor pleca din teritoriile alea ucrainene? Absolut, atunci. Și eu cred că și în sânul partidului de guvernământ acolo sau oligarhilor, cred că este o mică fisură așa. Prea joacă domnul, nu mai e ca cealma, acum este kamikaze ceea ce faci. E foarte interesant, mulțumesc tare mult, Titi, e foarte interesant că noi vedem ce e în Europa și vedem că oamenii vorbesc pe diverse voci, că ne e rău, că ne e greu, dar nu vedem niciodată ce e la Moscova, acolo pare monolit. Oare fi monolit? Stau să mă întreb. Și apropo de revista Presiei, hai să facem noi o revistă a Presiei, cum zicea domnul Dâncu, sau invers, domnul Iohannis. Pacea e posibilă, zice domnul Macron, pe 23 octombrie, dar Ucraina este stăpâna destinului său, o pace este posibilă când Ucraina va decide. Secretarul de stat, mă rog, ministrul de externe al Statelor Unite, domnul Blinken, Statele Unite vor lua în considerare toate mijloacele de diplomație avansată în relația cu Rusia, dacă vor vedea o deschidere din partea acesteia din urmă, dar în acest moment Moscova nu dă niciun semn că ar fi dispusă să se angajeze în discuții profunde și serioase. Șeful NATO spune că războiul se poate termina doar la masa negocierilor, dar a admis că este decizia Ucrainei când va accepta discuțiile de pace. Astea sunt doar trei. E că am făcut eu revista Presei în momentul ăsta și cred că e destul de clară, nu? Acum înțelegeți pe ce bec a călcat domnul Dâncu. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Claudiu, salutare, bine ai venit la noi. Vă salut, domnul Striblea, salut pe toată lumea. Vă sunt din Germania. Ce zice domnule germanul acolo? Să vă spun ce zice germanul, chiar citeam ieri o știre, că Olaf Scholz vrea să vândă o parte din portul din Hamburg rușilor, chinezilor, pardon. Am auzit ceva, da. Da, ce să vă zic, credeți că nemții nu s-au săturat, că deja este un mare scandal cu vânzarea a 30 sau 40% din port către chinez și până la sfârșitul lunii ar trebui să dea undă verde sau nu Parlamentul. Iar oamenii deja sunt foarte nemulțumiți aici, ce să vă spun? Sunt foarte nemulțumiți datorită faptului că gazele la o persoană cu o casă cu trei camere care plătea 80 de euro gazul pe lună, acum plătește 350. Uh-huh. O singură persoană, atenție. Am înțeles. Aici se plătește în funcție de câte persoane sunt. Am înțeles totuși că în decembrie vă plătește guvernul o factură. La firme. La firme. Okay. La firme. Deci la firme. La privat s-a tot vorbit că se vor da niște bani. Eu, că în calitate de simplu om care lucrează la o firmă, nu am primit nimic, nicio științare, nici de la firmă, nici din altă parte, că vom primi, știu eu, o anumită sumă pentru luna decembrie sau ianuarie sau mai știu eu când. Și despre război, Claudiu, ce zice lumea?
despre război. Despre război e... Sau încheierea lui, de fapt, încheierea războiului. Deci încheierea lui, nu, aici nu există noțiunea de negociere. Deci nu știu dacă înțelegeți, rușii aici nu există calea de comunicare cu rușii aici. Deși am foarte mulți colegi ruși, atenție, ruși la lucru, care au plecat de foarte mult, ei însuși spun că nu, niciodată să nu crezi ce-ți va spune rusul. Niciodată, pentru că el face oricum ce va vrea. Și iar atunci? Dacă rușii au ei așa multe, cum să vă spun, informații că ucrainienii ar intenționa să folosească o bombă murdară, dacă am înțeles bine. Da. De ce nu, pun și o întrebare simplă. De ce n-au avut și informații când s-a aruncat podul ăla din Crimea în aer? Când au vrut să... N-au avut nicio informație despre atentatul ăla. Dacă sunt așa de puși la punct cu serviciile secrete, de unde dintr-o dată ei au găsit că rușii vor să... ucrainienii vor să folosească o bombă murdară? Din ce îmi relatezi tu, Claudiu, aici la România în direct, lucrurile ar fi așa că cetățeanul german, în ciuda facturii de 350 de euro per persoană, ar fi dispus să treacă iarna asta numai să-l vadă pe rus învins, fără negocieri. Nemții sunt foarte, cum să vă spun, nemții numai pentru el, ca să vă spun așa, aici. Pe el îl interesează strict gospodăria lui. Dar când vine vorba de așa ceva și de solidaritate, nu. Deci dacă el, cum să vă spun, dacă el vede despre cine e vorba și aude despre cine e vorba, nici nu încape îndoială să negocieze cu rușii. Deci nu știu cum să vă spun. Cel mai mult se discută de faptul despre negociere. Negocierea trebuia să aibă loc atunci când băieții ăia din Statele Unite au zis: băieți, către ucrainieni, apucați-vă și săpați tranșeele, că rușii or să vină. Atunci trebuia să se negocieze, atunci trebuia să îl ia pe Zelenski și să facă o negociere. Nu acum, acum deja prea târziu, când au murit o grămadă de oameni, copii, femei, bătrâni. Ce să negociez acum cu un nenorocit care vrea să omoare și mai mulți oameni și găsim gropi după gropi de oameni plini cu cadavre? Așa e, foarte bună observația ta. Mulțumesc tare mult. Războiul din Ucraina nu înseamnă doar acele teritorii și economia de pe ele. Înseamnă și oamenii care au murit, și mamele care și-au pierdut copiii, și familiile destrămate, distrugerea unor orașe. Ce să negociez? Când și cum să negociez? Dar știu că e foarte cinic. Asta e, de fapt, cinismul declarației domnului Dâncu în toată această chestiune. Păi nene, da, oamenii ăștia și-au pierdut nu numai 5 teritorii acolo, și-au pierdut viețile acolo. Toate lucrurile au fost întoarse pe dos. Dâncu a făcut declarația de capul lui sau pentru că așa gândește el sau a fost convins să zic așa ceva? Adică e pro-Putin mai pe șleau? Nu, nu e pro-Putin, nu cred asta. Și argumentez, zice ascultătoarea noastră, la bulgar guvernul a căzut, în Italia la fel, urmează România, a fost Dâncu, a dat cu bățul prin gard. Nu știu să răspund la chestiunea asta. Și pentru mine e un mister. De ce să faci declarația asta ca ministru al apărării? Da, o faci ca sociolog, ca filozof, ca analist. Spui lucruri de... Na. Mă rog, te uiți și analizezi. Ștefan, ești la România în direct. Bună ziua. Alo, mă auziți? Te ascultăm. Salut, Ștefan. Da, bine. În primul rând aș vrea să vă spun că eu sunt o persoană pro-libertate, că provin dintr-o familie de foști deținuți politici, deci pentru mine libertatea este maximă, dar știți ce îmi pare rău? Că aveți atâtea subiecte și subiecte interesante, dar care necesită un pic mai mult timp decât 2 minute ca să-mi pot aduce argumentele la ceea ce voi spune. M-auziți, da? Da, te ascult. Nu-ți irosi cele 2 minute. Sunt 3, de fapt, în emisiune. Bun, perfect. În primul rând, eu nici nu-l cunosc pe acest domn Dâncu, decât din faptul că știu că a fost ministrul apărării, dar este, consider, este o părere strict personală, poate fi greșită, dar eu consider că este singurul, și nu este singurul, de fapt, este singurul care se exprimă, s-a exprimat direct, spunându-și un punct de vedere corect. Și anume,
vis-a-vis de această pace cu între Rusia și Statele Unite ale Americii. Nu puteți să mă întrerupeți. Nu, 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 te ascult că vreau să văd cum argumentez. De ce spui corect? Adică că asta cu corectitudinea. Ce e corect aici? Să vă spun de ce. De ce e corect? Pentru că nimeni în lumea asta nu și-a dat seama de politica agresivă de imperialism a Statelor Unite. Eu nu sunt pro-Rusia. Eu nu sunt pro acestui ticălos care omoară copii. Dar mă întorc în istorie și mă gândesc la Cambodgia, Vietnam, Irak, Afganistan, etc., unde americanii au omorât zeci de mii de copii. Zeci de mii, domnule. Da, cine a tras la răspundere pe ei? E, aici începe o discuție foarte interesantă. Pentru că pot să-ți prezint, dar atât de simplu. Deci dacă tu o să cauți pe Google, dacă tu o să cauți pe Google cine i-a tras la răspundere, vei vedea nu unul, ci zeci de proteste și, atenție, procese și mecanisme administrative și democratice prin care cei care au înfăptuit crime de război au fost pedepsiți în Statele Unite. Nu toți, că e imposibil. Mă faceți efectiv să râd. Te fac efectiv. Deci vrei să-mi spui că democrația în Statele Unite nu a funcționat, domnule, și că nu există niciun soldat american condamnat pentru crime de război, dar că, în schimb, în Rusia merge brici treaba asta. Nu am spus așa ceva. De ce nu puneți... Și negi, că astea două merg prin comparație. Și negi ideea care exista procese pentru criminali de război. Negi că presa democratică din Statele Unite, din Anglia, ți-au vorbit despre Abu Ghraib, că au adus lucruri pe masă. Că presa... Dar de unde știți despre Abu Ghraib? Eu știu mai multe decât poți să crezi tu. Dar eu acum vreau să concluzionez. Fabulos. V-a sunat cineva și v-a povestit despre Abu Ghraib? Dragul meu. Deci văd că timpul meu e limitat, dar timpul tău nu este limitat. Păi, nu, așa că eu nu sunt pus stâlp de... Nu sunt pus aici stâlp de microfon și în niciun caz nu sunt pus să ascult neadevăruri. Dar spune-mi și mie, atunci, tot ce am spus eu, în ce s-a concluzionat? În doar niște procese inutile, în doar niște soldați și niște ofițeri care, ascultă-mă, care au fost condamnați, într-adevăr, da? Dar spune și mie un președinte care a fost condamnat? Un președinte care a fost condamnat pentru aceste lucruri nu avem. Dar avem președinți care au pierdut alegeri. Atunci, de ce să băgăm la înaintare niște soldați și niște ofițeri? Pentru că bănuiesc că o anchetă absolut... Dumneavoastră căutați o societate perfectă. Ori asta nu există. Nu există chestiunea asta. Bănuiesc că un președinte nu o fi dat ordinul în care a zis omorâți copii. Păi nu poate da el, pentru că președinții nu vreau și atunci, să acum, pentru ce îl vedeți condamnat dacă nu dă el ordinul? Cum? Da, atunci de ce îl vedeți condamnat dacă nu dă ordinul? Pentru că a pornit un război? Păi, un președinte este pus de un partid. Dau un exemplu, Partidul Republican, da? Uh-huh. Înseamnă că toți din Partidul Republican împărtășesc ideile politice a acestui președinte, da? Nu neapărat. Nu. Nu, știți foarte. Nu neapărat. Că sunt și rebeli. Sunt și rebeli în partid. Nu funcționează partidele ca la Moscova, îmi pare rău. Nici în România, nici în Anglia, nici în Statele Unite. Domnul meu, nu vrem să acceptăm ideea că Rusia, deci eu nu sunt pro-Putin, vă dau cuvântul meu de om și de onoare, eu sunt pentru libertate, eu sunt pentru a nu omorâ oameni și animale. Dar, dacă spre exemplu, dau un exemplu și o să ajung aici unde spun eu, dacă Statele Unite, în secunda zero, acum, încă mai e timp, o să iasă și o să spună, domnilor, influența noastră asupra zonei estice, adică să nu mai fim atât de vecini cu Rusia, se va termina acum. Opriți războiul. Dacă se va mai trage un cartuș, să mă sunați și să-mi spuneți, măi Ștefan, ești un mare mincinos.
Nu, asta este problema. Aici este problema, aici trebuie judecată problema. Adică, și ce ne propuneți? Ce influență ați vrea să aveți în zona asta? Eu nu vă propun nimic dumneavoastră, eu doar îmi exprim un punct de vedere. Nu, dar ce, dacă pleacă influența euroatlantică de aici, ce să rămână? Păi, euroatlantică? Da. Nu, noi suntem Uniunea Europeană. Bine, păi dacă pleacă Uniunea Europeană, dacă pleacă americană, aici ce să rămână? Păi pleacă americanii. Americanii unde își duc războaiele, domnul meu? În alte țări. Ei stau liniștiți acolo și îmi trimis soldați aici pentru că știu exact ce se va întâmpla. Pentru că ei vor să creeze ce, de fapt? O anarhie la nivel mondial. Domnule, să spună aceste cuvinte, acest perfect bătrân inutil care este acolo. Discutăm și despre domnul Biden. Da, mulțumesc tare mult. Da, eu sunt o țară liberă. Putem avea păreri de tot felul, dar ia gândiți-vă un pic, dacă dumneavoastră, bun, își duc ăștia războaiele, de acord, și le duc acolo unde au interese. Înțeleg că v-a plăcut, nu? Ăia 45 de ani, hecatomba aia din viețile noastre, nenorocirea aia, la aia n-are nimeni de comentat nimic, de zis nimic. Că au venit aia peste noi, nu puteai să zici nimic. Încercați să sunați la Moscova la telefon cu o chestiune de genul ăsta, să ziceți în spațiu democratic rusesc, să ziceți, bă, dar stați mă că și noi purtăm războaie, da? Băi, dar de asta e frumoasă democrația, pentru că avem percepții diferite și pentru că noi putem să zicem lucrurile astea și pentru că putem discuta între noi lucrurile astea. Ați văzut că n-a primit 3 minute, opinie diferită, mult diferită, a avut parte de 6. George, salut, bine ai venit! Bună ziua, vă salut! Aia spune ascultătorul dinainte că am avut un președinte condamnat, Ceaușescu, pentru crime și toată lumea spune că e nevinovat. Deci, orice le-ai spune celor de părere domnului, spun că era nevinovat. Sau dacă se judecă, e nevinovat. Tot așa. Revenind la subiectul zilei. Da, eu cred că a făcut-o intenționat. Intenția lui era ca să pună un număr, să dărâme guvern. Deci nu ai cum să faci o astfel de declarație din greșeală, mai ales în momentul în care ești ministrul al apărării, în momentul în care ești deținător probabil și de secrete NATO, știi mișcările de trupe, de armament, adică nu le face oricine o astfel de declarație. Spui că a făcut acest lucru cu intenție și că nu e o scăpare, ca să înțelegem, adică... Nu cred. N-are cum să fie. Și dacă ar fi fost o scăpare... Dacă ar fi fost un om de calitate, ar fi spus, am greșit. Îmi retrag cuvintele, îmi pare rău, am greșit. Nu, sunt provesti. El a insistat. A insistat. Încearcă să bage zvane și mai mare și așa de-abia se ține coaliția asta. Și atunci, o vrea distrusă. Cui a dat voce domnul Dâncu? Că nu putea Moscova. Să dea voie. Moscovei, sunt toți agenți de influență. Domnul Dâncu, agent de influență? Nu m-am gândit niciodată, adică nu are profilul unui agent de influență, domnul Dâncu, nu l-am auzit niciodată sfărăitor așa. Uitați-se acum, avem foarte mulți. Eu cred că n-ai cum să faci o astfel de declarație în condițiile în care noi trebuie să fim de partea viitorului, noi luptăm pentru copiii noștri. Dacă o fi ferească Dumnezeu să merge cu mâna, cu arma în mână, o să merge pentru viitorul copiilor noștri, să trăiască și ei liber ca astăzi. Dar dacă e, să spun ceva mai spăimos decât faptul că domnul Dâncu e agent de influență, dacă cumva domnul Dâncu pune sau vociferează, dă voce unor lucruri pe care le auzi pe culoarele politicii românești îndeopște. Dacă, de fapt, majoritatea politicienilor sau mulți politicieni din PSD, din PNL, consideră ceea ce a spus domnul Dâncu pe drept cuvânt, dar n-au curaj să spună în public? Dar nu e doar majoritatea politicienilor. Sunt foarte mulți din țară care fac așa. Uitați-vă la Teodosie din Constanța. Uitați-vă la biserici. Sunt foarte mulți. Adică el nu e... Sunt foarte mulți care și-au lumina de la răsărit. Sunt cu gândul acolo. Nu pot să înțeleg de ce. Cum poți să te uiți către... De exemplu, un alt persoan, Teodosie. N-a declarat despre public că e criminal. Nu, e ctitor. Totuși, e o voce recunoscută. Dacă e vorba doar de afaceri, adică nici neapărat, nu neapărat de Moscova, de afaceri. Bă, bănuții noștri sunt în pericol în momentul ăsta. Păi nu cumva corupția e cea mai puternică arma lui Putin, nu cumva prin corupție a divizat toată Europa? Să nu uităm pe Gerhard Schröder, cum a ajuns acolo? Germania cum a fost divizată, ca să zic așa? Cum au ajuns vechii politicieni? Lista lui Băsescu cu politicieni care au ajuns în Rusia, nu tot prin corupție, prin bani?
Ia uite, stimați cetățeni, cum ne apropiem de miezul unor probleme aici. Îți mulțumesc, mi-ai făcut lumină în multe puncte de vedere. România în direct la Europa FM. Apreciez libertatea acestei emisiuni și apreciez orice gândire care este în răspăr cu gândirea mea. Te face să judeci și îți deschide noi perspective. Asta trebuie să căutați în fiecare zi. Salut, Adi, bine ai venit! Salutare, bine v-am regăsit! În primul rând, declarația domnului Dâncu este de un grotesc ieșit din comun. Deci așa ceva nu poate fi acceptat atât timp cât mor oameni. Asta unul la mână. Doi la mână, genul ăsta de indivizi, nici nu știu cum se cataloghez ca să nu-i jignesc în direct, sunt aceiași indivizi care au semnat un pact în al doilea război mondial și România și-a pierdut teritorii fără să tragă un glonț. Dar atenție! Deci nu poți să te joci așa cu oamenii și nu este de acceptat sub nicio formă. Trebuia demisia să vină în secunda 2. Dar asta e altă discuție despre capacitatea statului. Și dacă totuși, și dacă totuși, domnul Dâncu e un politician abil, e un om care ține minte, are și un institut de sondare, da, cu care mai lucrează, și vede niște tendințe în societate și le-a dat voce. Nu zic da, de politică. Tendințele astea există, adică chiar din generația părinților noștri sunt o groază care plâng după comunism și el poate că a încercat să câștige capital, dar eu cred că un om normal la minte... Totul merge până la crime, până la... Deci nu poți să gândești în felul ăsta, să gândești așa rece. Cel puțin un om normal, așa consider eu. Un om care zice, e ok să facem afaceri cu rușii, nu contează că mor oameni, așa cum s-a întâmplat până acum, pentru că de asta am ajuns aici. Nu? Mai ales germanii au zis, e ok, nu contează că au murit oameni în Cecenia, în Siria, în Ucraina, în Georgia. Nu contează, e ok, noi să facem afaceri, să iasă bănuțul. Și am ajuns aici. Și dacă și acum întoarcem capul, atunci vom sfârși și noi la fel. Dar cum ieșim de aici? Păi ieșim foarte simplu. Deci, ceea ce am făcut până acum trebuie să facem în continuare. Rusia își pierde încet, dar sigur, toate pârghile. Își pierde pârghia militară, da? Știm cu toții de ce n-a rost. Da. Își taie singură craca dependenței de gaz și de petrol. Okay. Își sabotează sub diferite forme, dar în același timp își distruge viitorul, de care depinde 40% din PIB-ul Rusiei. Okay. Și dacă noi vom face ce am făcut, pentru că până la urmă plătim cu bani. Ok, eu sunt de acord să plătesc o factură de 10 ori mai mare. Și categoriile vulnerabile să fie ajutate. Și trei la mână, să nu uităm că dacă ar fi o negociere, să nu uităm că Rusia nu este un partener, are zero credibilitate. Să ne aducem aminte de acordul de la Budapesta din 94, pentru cei care nu știu, atunci Ucraina a predat armele nucleare către Rusia, care le avea pe teritoriul ei de pe vremea URSS, iar Rusia, Statele Unite, Marea Britanie au acordat garanții de securitate că Rusia sau altcineva nu va ataca Ucraina. Deci rușii nu dau doi bani pe niciun acord și pe niciun... Chiar aici... acești... criminali au spus cu ore înainte de invazie că nu va invada nimeni, nu va face, deci n-ai cum să negociezi cu acești criminali fără cuvânt. E imposibil. Atunci va trebui să îi învingem. Mulțumesc. Robert, ești la România în direct. Bună ziua, bine v-am regăsit. O să încerc să fiu cât se poate de scurt și la obiect. În primul și în primul rând m-am gândit să vă dau un exemplu care să clarifice situația asta în ceea cum văd eu totul. Și un exemplu foarte, foarte bun este din învățământ. Ne referim la bullying. Nu ai cum să aduci în discuție la negocieri Ucraina. În primul la negociere Rusia. Nu are ce căuta Ucraina. La negocieri Ucraina? Da. Da, nu are ce căuta Ucraina. Nu are ce căuta. Vă explic de ce. Un copil care suportă un bullying, da? Zi de zi, de zi la școală, tu nu poți să-l tragi deoparte în anumită zi să-i spui, bă, da, tu mai ai de gând să nu-i dai sandwich-ul din prima? Sau dă-i și Giordanul, sau dă-i și haia de pe tine. Asta se întâmplă între Ucraina și Rusia. Nu ai cum să aduci în discuție Ucraina, care în acest moment suportă un nebun, ca să nu poți să-l numești. Da? Corect? Da. Nu ai cum să nu aduci în discuție și, doi la mână, nu ai cum să ai niște negocieri cu o persoană care a făcut crime în masă. Adică ce cuvânt ar mai avea persoana aia? Cum crezi tu că și-ar respecta negocierile, un la mână, și doi la mână, ceea ce a declarat Dâncu, că numele lui spune tot, pe mine nu că m-a spus să râd, dar deja m-a enervat maxim.
Nu poți să spui așa ceva. Nu ai cum să spui așa ceva. Este clar că Rusia trebuie încolțită din toate punctele de vedere, Ucraina trebuie să fie sprijinită, iarăși, din toate punctele de vedere, nu ai cum să încurajezi un om care, un puștan de la liceu care face bullying. Da. Aici nu e vorba numai de bullying, aici este vorba de vieți omenești. Dacă aplici analogia, du-ți raționamentul mai departe și spunem că multă lume așteaptă, adică oamenii nu vor război. Aici plecăm de la această certitudine. Nimeni nu vrea război. Spunem cum ieșim din această situație. Din această situație este foarte simplu de ieșit. În primul și în primul rând, trebuie să ne gândim că noi nu avem de-a face cu un președinte. Un președinte, Putin în acest moment, el nu este în capacitatea lui de gândire normală. Omul este nebun. Este nebun de putere, avem un deja vu de la Hitler. Este cam același deja vu și noi trebuie să-l tratăm ca atare. Noi nu trebuie să ne gândim că nu ai ce să negociezi cu un nebun. Nu ai cum să negociezi cu un nebun. Am înțeles. Ce facem? Atunci trebuie încolțit, trebuie găsită cea mai bună modalitate ca să îi se găsească sfârșitul acelui om. Dar nici de cum nu poți să-i spui Ucrainei care a trecut prin... Adică oamenii ăia sunt la noi în țară, nu mai au casă, nu mai au familie, și-au pierdut mamele, copiii. Sunt grob de cadavre, cum a zis un ascultător dinainte. Nu ai cum să te duci să-i spui Ucrainei, vină la masă, să negociezi. Nu mai vreau să negociez. Eu nu aș negocia absolut nimic. Eu, din contră, dacă aș fi în locul Ucrainei, eu, la rândul meu, dacă aș avea putere economică și militară, aș ataca Rusia. Pentru că Ucraina n-a primit niciun ajutor din partea Europei. Niște armament și niște astea, nu le era ajutor de care avea nevoie. Rusia trebuia încolțită, trebuia pusă la zid din prima zi de când s-a întâmplat, din primul clonțe pe care l-a tras, din primul, nu știu, din prima tortilă și tot așa mai departe, trebuia pusă la zid. Din păcate, nu s-a întâmplat. Din păcate, atunci Rusia ne-a găsit dezbinați și destul de slabi. Între timp am învățat și poate e o lecție care să țină pe generații întregi. În primul rând că în politicienii acelei nații nu pot să ai încredere și că sistemul mafiot ridicat la putere împreună cu corupție, oligarhi, sisteme administrative sunt cele care, sau e cel care dăunează cel mai mult asupra vieții și păcii. Acest tip de sisteme, cum e cel rusesc, le mai vezi răspândite în Europa. România și Bulgaria suferă cel mai tare din acest punct de vedere. Noi avem o reușită de tip rusesc în politică, că poate de asta a vorbit domnul Dâncu așa, că au ieșit la suprafață niște voci cărora le place tulbure. Le place, haide bă să ne înțelegem, să nu fie lucrurile clare, pentru că în tulbure cresc mai bine oamenii sau sistemele de felul acesta. Din păcate, acest război trebuie dus până la capăt. Asta este esența acestui moment, până în punctul în care Rusia singură va trebui să înceteze. Acesta este principiul. O să vedeți însă că politicienii vor lăsa realpoliticul să vorbească. După cum vedeți și în declarațiile pe care le-am citit, multă lume deschide uși Rusiei în care îi sugerează, haide bă, hai să ne înțelegem, faceți ceva, plecați de acolo, haideți că încercăm să vă salvăm fața și președintele, cum s-ar spune. Asta este foarte, foarte greu în numele a sute de mii de oameni care au pierit și în numele distrugerilor care s-au făcut în țara respectivă. Cumva acest război trebuie să se termine cu o victorie a Ucrainei. Astăzi ne oprim aici. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.